Ajunge să lovești într-o bucată de metal, să tai un lemn sau ștuh, sau să modelezi ceva din lut, că toate vor cânta. De aceea eu am pornit cu bicicleta la drum să descoper pasionați, la fel ca și mine, de instrumentele muzicale vechi. Am ajuns în orașul Drochia cu greu, dar dintotdeauna, nu știu din ce motiv, așa, părerea mea, e că Drochia încă nu și-a spus cuvântul și în arta muzicală, și folclorică, și de alte genuri. Eu l-am cunoscut foarte bine pe Vadim Gheorghelaș, care era un etalon al cânticului și al melosului popular, dar în momentul în care m-am lansat în căutarea de muzicanți și care posedă instrumentele muzicale, uite, aflu că la Drochia este probabil că unicul cobzar, Victor Ciomărtan, și va confirma el. E unicul, primul, sau este un urmaș al cobzarilor noștri. Da, sunt, cum spune, unicul cobzar. Băi, s-o mai încercat în raion să mai, un pic, să mai încerce. Vreau să spun că cobza am învățat-o singur, fără lecții speciale, de interes, prin anii 82-83. Eram cobz la Casa Cultură, am mai făcut reparația, am mai adus-o la condiții să încerc. Din cărți, din auzite, cam cum se acordă cobza, cam cum trebuie să fie stilul de cântat. Și așa și am... Dar până la cobză mânuiai... Chitările, toate chitările, da. Parcă așa a apărut de niunde cobza în viața noastră. Toată lumea era axată pe instrumentele electrice sau chitări. Și când acolo apare cobza care de... nu era studiată și încă nu este studiată în școlile de muzică. De unde și cum putea să ajungă la Casa de Cultură pe vremuri cobza? Cobza era instrument vechi moldovenesc, românesc. Sunt două feluri de cobze. Aceasta e, desigur, mai simplu de învățat, mânuit. Una că la Soroca, la Colegiul de Arte, tot predau cobza, se predea cobza. E un instrument de acompaniment mai mult. Înlocuiește în multe locuri și țambalul, alte. Și nu depinde de altcineva, da, când vrei să faci o petrecere sau o veselie, poți mâna pe cobză. Când am fost procurăm pentru Casa de Cultură țambal, fluieri, prin anii, începutul anilor 80. La atelierul lui Ion Boș, cred. Da, lângă piața centrală, da, acolo era atelierul. Atunci am văzut eu cum se lucrează în instrumente. Atunci am ales o cobză, asta de acolo la mine e a treia sau a patra. Am mai fost cu defecte una alta, dar am văzut cum meșterii lucrează la instrumente. Ioane s-a luat cobza în anii aceia în Casa de Cultură, pentru că autoritățile de atunci cam vroia să excludă ceea ce este românesc, cobza fiind românească, și încercau să introducă doma, balalaica și bandura ucraineană. Și din considerentul ăsta, pentru noi cobza era ceva legat de acum culotare care nu mai sunt și nu vor mai fi. Pentru noi trecut sunt de acum la instrumente sofisticate, moderne. Ce era pentru noi atunci o cobză când erau chitările electrice? Atunci erau electrice, dar și acustice erau, desigur. Dar în Drochia era un veteran de război, prin anii 80, cânta și la gitară și la mandolină și la balalaică, toate le mânuia. Mă, cobză nu era. Era un cobzar care tot bine mânuia cobza în satul Târnova.
Valentin Găftor. Găftor. Iată, am aflat un alt nume și... Numachil n-are copt. Nu contează, găsim... Omul ești de n-are copt. Nu contează, găsim noi. Am mai găsit eu contrabasiți care s-a rupt greful la contrabas și n-are cum să cânte. Și e o problemă, cum e problemă, de și de instrumente și de instrumente. Că la școlile de muzică, la colegi de muzică, toți se duc la saxofon, clarinete, la nu știu ce acolo, la viol. Dar uite, la contrabas n-avem nici profesoria, am aflat în ultima vreme. Profesori toți, la colegi de arte sunt. La Soroca, la Bălz, dar la școli de muzică... Păi, despre asta, pentru că... Nici copză nu spre dă, nici așa, nu... Eu, de ce spuneam de copză, pentru că... de moment în care m-am implicat în proiect, a fost așa o sugestie sau un vis exprimat, nu spun de către cine, pentru că este o persoană care e implicată în cadrul proiectului și nu e asta ca reclamă. Atâta nu mai ai spus. Dacă am putea introduce copța ca instrument de studiu la școlile de muzică, măcar la nivel național. Pentru că nu întâmplător, probabil, săptămâna asta am fost întrebat ce copzare mai avem prin Moldova. S-ar putea că cineva când acompaniază acolo, dar n-a ieșit în scenele mari, a ieșit la un festival, a ieșit la un concert acolo la nivel local sau regional, dar nu este cunoscut mai departe. Am inițiat discuția, discutăm, am ajuns aici la Drochea, încă n-am auzit cum sună coza la Drochea. Dacă pornim de la câteva acorduri, la o melodie, o să fiu bucuros. Piesa culesă din regiunea noastră, din vreunul Drochea. Când a fost proiectul cartografiere, a fost culeasă această piesă. Eu am fost la toate cărțile care au fost făcute. Da, 23 de cărți. Da, toate piesele au fost texte, pe note puse de mine. Și piesa aceasta a făcut Alexei Pânzaru, care e conducătorul formației folclorice Buciumu, a făcut aranjamentul și deja... Și Buciumu de unde e? Drochea. Tot Drochea. Da. Haideți să auzim întâi. Da, întreb ajutorul cu fluierul.
Școală muzicală, da? Prin corespondență am terminat un colegiu de arte la Soroca. De ce întreb? Pentru că în momentul în care spuneai că ai făcut cartografierea și ai pus pe note da. Toate lucrările culese, ce se cântă? Ce ați găsit, descoperit? Ceva ieșit. Mai există folclor, dar noi... Există piese foarte multe am cules din sate. Foarte multe din ele au cântat oamenii din sate, au cântat așa cum au auzit sau așa cum pot cânta. Multe din ele trebuiau să găsesc cam și notă aici, sau ce timpul, sau și armonie. Era la fiecare piesă un pic de muncă, că ei cântau fără acompaniment. Și simplu, uită acasă o bătrână și cântic, știi, de pe timpuri. Și ea cânta un cântic. Tot același cântic cânta tot din acel sat sau din un sat. Tot același cântic, poate aceleși cuvinte, un pic alt schimbat linia melodică. Și mai fac expediții folclorice? În afară, de ceea ce ați făcut voi în 2020? De pe timpuri se face atât timp. Era noi ansamblu Busuiocu, un ansamblu folcloric care s-a format, Lucea Bazic atunci a format, în 1984-85. Da. Și atunci, prin sate, umblau cu magnetofoanele și înscriau piesele și le descifrau pe loc. Au fost expediții. Și acum, conducătoarea formației folclorii și Busuiocu, doamna Galina Pavelencu, tot cu dictofonul prin sate, a cules tot piese și le avem un repertoar la Busuiocu. Cum vă primește lumea când mergeți la dâns și împovărați de grijile cotidiene și voi vă duceți și hai cântați-mi sau cum? Majoritatea sunt foarte dispuși și impresionați că tot și-a venit cineva să sculeagă. S-au rezistit deci, poate. De mult nu a fost nimic. Ei, când s-adunau la un păhăluț, la o șezătoare, mai cântau cânti, s-a dus și-au minte. Deci au venit cu sculeagă, așa cum sculești folclorul. Nu, că eu imaginez, pentru că voi dacă... Tot sunt mai puțin. Vă desantați, așa ca să zicem, vreo câțiva specialiști într-o localitate și fiecare în domeniul lui încercați să descoperiți lucruri noi sau ceea ce... Lucrurile descoperite, de fapt,
de fiecare dată par a fi noi, deși ele sunt vechi. Ce versuri, ce tematici au cântecele care le propun? Multe de ciupănie. Avem în raionul Drochea câteva sate care se mândresc și principala cultură era uiritul. Cântici ciubănești, desigur, cântici de dragoste, cântici de veselie, de nuntă, de pahar, de vin. Victor și Mortan, de la cântec la altec, devine tot mai vesel sau s-a încălzit vocea, pentru că, într-adevăr, se muncește în teritoriu, lumea din teren rămâne cam în umbră, necunoscută, sau sunt cunoscut numai în regiunea asta, deși
Deja mă gândeam, zic, dacă va fi și dacă ar fi un festival al Cobzarilor, văd cât acum repertoriu este gata. Sau aici sunteți înarmați întotdeauna gata când este nevoie de a cânta. Gazda Formației Folclor și Buzuioc este o atmosferă așa creativă, sunt niște lucruri așa, niște broderii, sunt niște prosoape pe alte, sunt diplomele, diplomele mai sunt așa pentru mine. Mai atractive sunt broderiile și atât covorul din spate și o să insist să spun o chestiune foarte importantă, că noi suntem așezați pe un, cum spune la voi? Sofcă, în alte costi numește sunduc, pentru că noi azi venim de drumul pace, ne gândeam la un design grafic al fiecarei înregistrări în care, uite, ar fi că din Sofcă ies instrumente muzicale și cântă Victor Cemurtan la Cobză. Când se termină emisiunea, instrumentele sunt depozitate înapoi acolo, adică noi nu le-am pierdut. Adică, dar trebuie făcut așa ca să nu se așeze Cobul pe ele, cât mă des luat în mâini. Deci, iată, într-un sfârșit mi-am amintit despre unicul meșter de Cobză, Nicolae Dron, din gura Sărat Raionul Cimișlia, care are și doi fii care de acum sunt în competiție, pentru că tinerii au preluat, șlefuiește, aduce material de psihotare, de pe toate continentele și ce ți-ai în mână? Pană, da? Pană. Deci, el îmi spunea că Maria Tanasie era acompaniat la Cobză și avea undeva o gaură unde cineva depunea acolo banii până se umplea. M-am tot uitat, nu-i nimic, azi sunt salvat, ca să zic așa, de bacșiș. Eu nu știu, dar am să știu probabil dacă o să îmi spui ce funcție, ce rost ai în cadrul raionului, casei de cultură, secției de cultură. Până al anul nou am fost 25 de ani director a casei de cultură. Deja am ieșit la pensie și sunt tânăr. Pensionar tânăr, da. A rămas în funcție la formația, eu cum formația de muzică ușoară. Și acompaniator la Buzuioc. Dar desigur că evoluăm, aproape toți colegii mei suntem implicați și în alte colectivi. Și la formația folclorică Buciumul, la orchestra de muzică populară Crăișorii, fanfara. Mă bucur că ne-am văzut, ne-am cunoscut, dar pensionar, dar probabil că ai învățăcei, ai pe cineva pe care îi motivezi sau vreau să îi motivezi să pun mâna pe Cobză? Am încercat mai multe ori. Tineretul nu prea, mai repede eu o chitară în mână. Din nepoții mei, doar o nepoție, că am lăsat puțin la pian, așa, la instrumente cu corzi, nimeni nu am încercat. Am avut cândva o propunere, mulți ani urmă, să vin să predau Cobză la școala de muzică, dar nu prea am avut timp, că eram în casa de cultură, colectiv. Eu îți mulțumesc, da, pentru final avem nevoie de un final. Dar finalul va fi muzical.